Domnule director general, sunteți în fața lansării unui proiect de anvergură al instituției pe care o conduceți, digitizarea Arhivelor Naționale României, de altfel un deziderat mai vechi al dumneavoastră. Ce înseamnă acest proces pentru instituția pe care o conduceți? La sfârșitul anului 2013 am finalizat proiectul de creare a sistemului informatic integrat al Arhivelor Naționale, care nu prevedea problema digitizării, și acum trecem, să spunem, la etapa următoare, pe care toată lumea, sunt convins, că o așteaptă, aceea a digitizării documentelor și a creării posibilităților pentru beneficiarii noștri, pentru cercetători, pentru publicul larg, de a avea la domiciliu, pe computer, documentul în înfățișarea lui originală, să spunem. A fost inițiat și cum se va derula propriu-zis digitizarea arhivelor și ce presupune acest proces? Partea cea mai veche și prin însuși faptul acesta cea mai valoroasă a tezaurului arhivistic al României îl constituie documentele cele mai vechi, noi le spunem medievale, cuprinse între aproximativ 1200 și 1600. Deci 400 de ani de istorie, care documentele nu sunt foarte numeroase. Noi avem bucuria de a avea în patrimoniul național circa 30-32 de mii de piese, original și copie, din această perioadă. Am decis, sigur, cum este și practica europeană și sunt țări avansate în acest domeniu, care au făcut mai de mult acest lucru, să începem digitizarea de masă a tezaurului nostru cu această parte extrem de valoroasă. Din păcate, cu forțele noastre tot mai reduse numeric în ultima perioadă, n-am fi reușit să inițiem și să ducem la capăt un asemenea proiect. De aceea ni s-au asociat două prestigioase instituții de știință și de învățământ, Universitatea din București și Universitatea din Cluj-Napoca, și împreună cu noi ni s-au asociat și colegii noștri de la Arhivele Naționale din Norvegia. Inițiatorul proiectului este Universitatea din București, prin profesorul Marius Diaconescu, care este un cunoscut specialist al istoriei medievale a României. De această inițiativă vor beneficia doar arhivele din București? Despre ce documente este vorba și care sunt obiectivele acestei activități? De această inițiativă vor beneficia toți cei interesați de istoria medie a României, din România și de pe Mapamond, care pot să acceseze un computer. Fiindcă proiectul nostru însemnează scanarea, stocarea și accesul public liber la acest tezaur. Este un lucru extraordinar, care ajută nu numai cercetarea, ci ajută arhivele României pentru conservarea acestui tezaur, fiindcă nu va mai fi nevoie ca un document să fie scos de fiecare dată din depozit, purtat în sala de studiu, manipulat de tot felul de cercetători și interesați, ci se va accesa varianta electronică. Și mai este încă un lucru demn de interes, care e o noutate absolută și pentru noi. Este prima experiență, primul proiect pe care eu îl cunosc, în care cercetătorii muncesc pentru ei înșiși. Fiindcă echipa care formează, echipa de proiect, care este mai amplă decât, este destul de amplă, pregătesc o bază de date pe care tot ei și colegii lor, în prezent și în viitor, o vor utiliza. Iată o soluție fericită a unor probleme pe care le are și cercetarea și arhivele, și cu sprijin financiar din fondurile numite norvegiene, reușim să realizăm acest lucru. La cât se va ridica suma?
suma proiectului este la aproape 4 milioane, echivalent aproape 4 milioane de lei, din care 85% fonduri norvegiene, așa numite norvegiene, și 15% contribuția Guvernului României. E vorba de arhiva de pe întreg teritoriul Finlandei? Este vorba, fără îndoială, de arhiva medievală de pe întreg teritoriul României, mai cu seamă că repartiția acestor documente este, am zice, destul de aleatorie. Practic, din cele 42 de structuri județene, noi avem 32 care dețin asemenea documente, iar dintre acestea, Bucureștiul, Iașiul, Clujul, Brașovul, Sibiul, Sfântul Gheorghe Covazna, și am mai putea cita vreo câteva, care au o cantitate semnificativă de asemenea documente. Există probabil o serie de documente prețioase care vor face și ele obiectul acestui proces. Ne puteți dezvălui câteva dintre aceste piese rare? Caracteristica arhivelor în general, a arhivelor medievale în special, este aceea că, cu puține excepții, toate sunt unicate. Deci, existența sau lipsa lor însemnează existența sau lipsa cunoașterii istorice în legătură cu un eveniment, cu o persoană, cu un fenomen anumit. Fără îndoială că sunt între acestea și pietre extrem de prețioase, bijuteriile coroanei, nu e foarte ușor să le înșiri aici, dar pot spune de pildă că în colecția digitizată va intra prima scriere în limba română, care este celebra scrisoare a lui Neacșu din Câmpul Lung către județele Brașovului, păstrată la arhivele din Brașov. De asemenea, cum cunoaștem istoria noastră din trecut și de astăzi, în această colecție vor intra și primele documente de pe teritoriul României scrise în limba germană și în limba maghiară, deci foarte importante și pentru cultura respectivelor popoare. De asemenea, vor intra documentele emise de marii noștri domnitori, de la Ștefan cel Mare, la Mihai Viteazul. Vom avea ocazia să facem cunoștință și cu autografele acelor lideri ai poporului nostru care au învățat să scrie și să citească, un lucru care în Evul Mediu nu era chiar la îndemâna oricui. După știința mea, cel mai vechi autograf sau primul domnitor asupra teritoriilor noastre care și-a capabil să-și semneze numele a fost regele Matia Corvin. Și păstrăm una din rarele sale documente cu autograf. De asemenea, avem o mulțime de documente semnate de domnitorul primei uniri a țărilor române, Mihai Viteazu, atât în arhivele din Ardeal, cât și în cele din Țara Românească și Moldova. Înțeleg că există un interes sporit, după cum spuneați, nu doar în mediul academic românesc, ci în cel ungar și maghiar. Ce ne puteți spune despre acest fapt? Și ungar și german, iertați-mă. Deci, fără nicio îndoială, istoria noastră medievală, ca și cea de astăzi, a fost la interferența unor state, unor puteri, unor culturi diferite, unor religii diferite, cum se știe. Deci avem un tezaur extrem de valoros, divers și, prin urmare, și de interes diferit, cum suntem și noi interesați de tezaurul documentar al Ungariei, de pildă, la fel, istoria maghiară s-a desfășurat în multe privințe și în legătură cu spațiul românesc. La fel cu istoria comunității germane. Eu aș spune chiar mai mult, prin acest proiect,
noi ne putem și ne vom insera în inițiativele europene în ceea ce privește documentele medievale. Este o inițiativă numită Monasterium de prezentare a documentelor medievale din cuprinsul Europei, după cum există, poate mai cunoscută publicului, platforma numită Europeana a bazelor de date digitale din domeniul scrierilor de orice fel, la care se alătură în ultima vreme și arhivele europene. Prin urmare, prin această bază de date vom fi prezenți cu istoria noastră în baza documentară a istoriei popoarelor de pe continentul nostru. Da. V-aș întreba, aveți personal specializat pentru derularea unor astfel de activități? Aluziv, vă menționam că ne-am adresat universităților, cercetătorilor, tocmai din acest motiv. În ultima vreme, personalul specializat pe limbile latină, slavonă, maghiară, germană, română, veche, este tot mai redus. Sunt reducerile din sectorul public pe care le cunoașteți, care pe noi ne afectează foarte mult. Și din acest punct de vedere, va trebui sau trebuie deja să căutăm ajutor și în altă parte și, evident, să ne străduim tot timpul, cum o și facem, ca să convingem factorii de decizie că documentele, tezaurul acesta cu care Bunul Dumnezeu a binecuvântat România, trebuie să fie nu numai administrat, dar și cunoscut de către români, adică stăpânit în conținutul lui. Deci nu putem să avem, să ajungem, și sunt anumite structuri județene care au documente latine și n-au latiniști, care au documente maghiare și nu au cunoscători de maghiară și așa mai departe. Ori lucrul acesta trebuie remediat în cel mai scurt timp, fiindcă altfel nu se poate. Înțeleg că între grupurile țintă există și comunitatea locală care va beneficia de această inițiativă. Ce ne puteți spune? Deci, proiectul nostru prevede prezentarea celor 32.000 de documente, poate mai multe chiar, într-un rezumat în limba română, în care fiecare poate să cunoască ceea ce conține în esență respectivul document. Sigur, pentru detalii, noi nu vom putea să traducem documentul și așa mai departe, ci doar să sugerăm conținutul lui, în așa fel încât cei interesați să intre și în detalii și să afle cât mai multe. Deci, baza de date se adresează tuturor, așa cum arhivele în general se adresează fiecărui cetățean. Fiecare poate să găsească ceva acolo, chiar dacă sunt strămoșii lui, proprietățile lui, istoria patriei sau a unor organisme din trecutul nostru. În urmare, arhivele sunt ale tuturor. Când va începe, propriu zis, și când estimați că se va termina acest proces? Practic, proiectul a și început. Noi avem peste câteva zile lansarea oficială cu participarea partenerilor noștri din Norvegia. Proiectul este prevăzut a se finaliza în luna aprilie anului viitor. Este un termen, să zicem, foarte ambițios, și numărul de persoane angajate, de specialiști, practic, în jur de 30, este destul de mare în raport, adică spre deosebire de alte domenii, dar vă spuneam, documentele latine sunt un continent, cele maghiare altul, cele slavo-române, și trebuie pentru fiecare un grup care să lucreze și să ducă la bun sfârșit o cantitate destul de mare de... Sigur că avem și avantajul că
Aceste documente, evident, că au fost în parte, bună parte, descifrate de înaintașii noștri. Unele sunt deja publicate în colecțiile cunoscute, documenta istorie, romanie istorică și așa mai departe. Dar, sigur, prezentarea lor pe net solicită o muncă aparte pentru redactarea rezumatelor, pentru verificarea unor date importante, fiindcă acum oricare beneficiar poate să citească documentul, iar dacă specialistul a greșit data, a greșit transcrierea unui nume și așa mai departe, va fi amendat și n-am vrea să ajungem în această situație. În final v-aș întreba dacă există o întrebare la care vă așteptați și pe care ați dori să, la care ați dori să-mi răspundeți. Să mai adăugați în sensul acesta. Aș dori să adaug faptul că noi, care suntem slujbași acestui domeniu admirabil și păstrătorii unei părți esențiale a identității noastre, naționale și comunitare și locale, și apoi factorii de influență în societate în care sunteți și dumneavoastră, media, trebuie să facem mai mult pentru a conștientiza cetățenii în raport cu importanța documentelor în viața lor, prezentă și trecută. Adică un popor care urmărește succesul, integrarea în Europa, să se ridice pe scara civilizației, trebuie să fie și un popor care respectă documentul, care de fapt cele mai multe sunt expresia dreptului și un statul de drept este obiectivul nostru, nu? Un popor conștient de valoarea lui, de virtuțile strămoșilor și de păcatele lor, dar un popor conștient că trebuie să aibă grijă de acest tezaur. Vă spuneam, bunul Dumnezeu ne-a făcut cadou și strămoșii noștri ne-au lăsat un tezaur impresionant, inclusiv pentru epoca medievală, spre deosebire de alte state din zona noastră, mai cu seamă în zona balcanică, care le numără cu zecile, noi le numărăm cu zecile de mii deja. Este extraordinar acest lucru și de asta ne străduim să aducem în fața concetățenilor noștri și a lumii științifice din țară și de peste hotare dimensiunea acestui tezaur, chiar în aspectul lui natural, să spunem, original. Vă mulțumesc!